Nu dați play că vin și eu. Acum ajung, acum ajung. Mă îndrept spre prima sesiune de ascultare a pieselor. Eu deja am fost prin studiouri, mi-am făcut un top 5, însă sunt foarte curios care vor fi reacțiile lor când își vor asculta piesele reciproc. Haideți și voi! Trecem prin piesele care au fost făcute în aceste două zile. Prima este Vicky cu Helen. Atunci când ai un proiect personal, încerci să te focusezi pe o anumită direcție și aceea, în prezent, pentru mine este R&B, soul, să mă duc într-o zonă mai urbană, dar atunci când lucrez cu alți artiști și cu alți producători, uite, la sesiunea aceasta am putut să scriu o piesă pentru Eurovision. Mie-mi place. Nu vreau să nu-mi placă, nu? Mai bine ziceți voi cum s-a făcut, eu știu deja. Cea mai bună. Până acum. Cea mai bună. Am avut o sesiune foarte bună. Ieri am lucrat cu Helen, am avut o piesă foarte frumoasă. Astăzi am lucrat cu Minelli, am terminat piesa. Cred că fiecare dintre noi își dă interesul să iasă ceva foarte bun. E clar că e o piesă care o să reprezinte România și atunci interesul e maxim din partea fiecăruia. Bun. Trecem la următoarea. Este o piesă făcută de Quick și de Tea. M-am apucat de muzică într-un moment în care simțeam nevoia de o schimbare, dar o schimbare nu la modul radical, ci să mă distrez mai mult scriind. Mă inspir din viața de zi cu zi a mea, a prietenilor mei, a artiștilor, mai ales pentru care lucrez. Așa că surse de inspirație există. Ok, următoarea, că toți suntem la voi doi. Mai avem una, făcută tot de Quick și de Tea. Totul depinde de cum merge procesul de creație în sesiunea respectivă. De exemplu, dacă azi este o sesiune, este o piesă foarte bună, care nu a fost terminată. Avem doar un refren foarte bun sau strofă și refren bune. Decidem împreună dacă o continuăm a doua zi sau nu. Identificăm potențialul piesei încă din sesiune. Și dacă considerăm că merită să închidem piesa a doua zi, să nu mai stăm cu ea în sertar, o facem. Zine de conceptul ăsta, Wolf and the Sun. Da, o să dansez cum dansează lupul cu stelele și luna. Și o să-mi iau toate bucățile și o să mi le transform înapoi într-o inimă. Următoarea ta a fost făcută de Quick și de Dia. Am deschis un ochi la un moment dat și avea laptopul și căștile. Își făcea de treabă. Samplez. Mă aștept să iasă un mare hit. Din sfârșitul tău. Da, de 16% direct. Am început? Ne-am început interviul? Da, de mult! Crezi că bună. Socializăm? Am văzut bine, de bine. Am văzut că a făcut ceva mișto și simțeam și nevoia să mă bag în seamă, adică... El se bucura acolo de succes. Ce-i drept, ai depistat refrenul. Ai acolo 16%. Ai depistat refrenul, nu? E filmat. Corect. Glumeam! Asta se taie la montaj. Dau play și ce e de-a doua piesă și după aia vedem care vă place mai mult. Cred că e mai bine așa. La studio facem exact aceeași chestie. Noi suntem o echipă. În fiecare zi avem sesiuni în exact aceeași manieră. În fiecare zi cu altcineva. E foarte interesant. Următoarea piesă a fost făcută de Marco, Seba și Helen și am reușit să tragem un demo cu Roxanne. În fiecare zi sunt creativă, doar că mi-e greu câteodată să mă exprim și să-mi arăt gândurile sau emoțiile. Și am zile în care cumva nu mai țin cont și zic, păi, fie ce-o fi, trebuie să fac ceva. Și fac. Sesiunile pentru Eurovision 2020 continuă! Următoarea este făcută de David Ciente, Cezar și Alex Pelin, dacă sper că nu mă înșel.
și relaxare, am avut și muncă, am avut și, de fapt, muncă, că munca e o relaxare, practic. Am avut doar relaxare, de fapt. Și am, noi, practic, când muncim, ne relaxăm foarte tare. Nu știu dacă face sens sau nu face sens, da? E o relaxare. A fost ușor, că am lucrat cu oameni cu care am mai lucrat, cu oameni dragi. Și am făcut o piesă frumoasă. Acest schimb de creație, din punctul meu de vedere, e unul relaxant, mai ales că noi ne cunoaștem foarte bine. Asta facem oricum și în fiecare zi. Avem o emoție mai mare, având în vedere că totuși, în momentul de față, se face un camp pentru a reprezenta România la un festival de așa notorietate. Ok, următoarea va fi piesa făcută de Vicky și Minelli. Ieri am avut cu Vicky și am scris o baladă care are totuși un switch la refren. Se schimbă cumva. Tot, m-am dus tot un pic spre dansat, totuși n-am rămas doar în zona de baladă. Ok, următoarea piesă a fost făcută de Alex Pelin, Cezar și Coco. Coco, știi? Am făcut ceva în stilul Chainsmokers, în zona aia am simțit eu că se duce piesa și nu știu, adică dacă stau să compar ziua 1 cu ziua 2 și cu ziua 3, sunt complet diferite. Na? Ok, următoarea este făcută de David Cente și Diana. Schiță, nu mă duc. Eu schiță. Trebuie să mai tare, că nu e masterizată. Dai mai tare. E maxim. Nu e vina mea, boss. Ce am văzut foarte, foarte frumos aici a fost că oamenii sunt deschiși. Bă, hai, și hai să încercăm și pe asta. Mai e una, mai e una, scuze, scuze. Gata, gata, dau. Gata, tabăra, am făcut 5 piese în total. Foarte mulțumită. Câte au posibilitatea de hit, cred că toate, că-s copiii mei și iubesc. Mă simt foarte onorat să fiu în acest camp cu oameni atât talentați care stau în spatele atâtor hituri. Marco Enseba, Quick, Coco, Vicky Red, David Ciente, Thea, Helen, Minelli, Alex Pelin. Wow, cât de tare! Bă! Am găsit rima! Am găsit rima! Am găsit-o! Am găsit rima! Ah!